Internetul este plin de zvonuri despre un nou produs care urmează să fie lansat de o companie tehnologică de top. În timp ce detaliile despre produs rămân puține, trailerul teaser lansat de companie i-a făcut pe mulți să speculeze cu privire la ceea ce ar putea fi acesta. Scurta înregistrare video prezintă imagini ale unui dispozitiv elegant, futurist, cu caracteristici avansate, lăsând spectatorii să aștepte cu nerăbdare lansarea acestuia. Compania a rămas tăcută cu privire la detaliile produsului, dar a promis că acesta va revoluționa modul în care ne trăim viața. Odată cu creșterea anticipării, pasionații de tehnologie și consumatorii deopotrivă așteaptă cu nerăbdare să vadă ce va aduce această nouă dezvoltare interesantă. Misterul care înconjoară produsul nu face decât să sporească entuziasmul și anticiparea lansării sale iminente. Andreea Mantea, o cunoscută prezentatoare TV și mamă singură, a pus recent limbile pe jar cu un detaliu intrigant pe contul ei de socializare. Fanii au speculat dacă vedeta s-a căsătorit în secret, după ce a postat pe Instagram o fotografie îmbrăcată într-o rochie albă, cu o tiară plină de perle și un buchet generos de orhidee albe. Fotografia a lăsat să se înțeleagă că ar putea avea loc o nuntă și a stârnit întrebări în rândul admiratorilor ei. În timp ce Andreea Mantea a fost deschisă în legătură cu viața ei amoroasă tumultoasă din trecut și cu rolul ei de mamă singură, ea a preferat întotdeauna să-și păstreze viața romantică privată. Cu toate acestea, fotografia a stârnit zvonuri potrivit cărora vedeta a schimbat jurămintele cu cineva departe de ochii publicului. Fanii ei vor fi, fără îndoială, nerăbdători să afle dacă aceste zvonuri sunt adevărate și, dacă da, cine ar putea fi norocosul mire. Deci vedeta a mai fost îndrăgostită de un bărbat misterios și chiar a fost cerută în căsătorie. Ea a recunoscut ulterior că s-a despărțit de acesta și a declarat că în prezent este singură. Indiferent dacă Andreea Mantea s-a căsătorit într-adevăr în secret, un lucru este cert, ea a dovedit că este o femeie puternică și independentă, care se poate descurca singură în viață. Va fi interesant de văzut ce îi rezervă viitorul acestei vedete talentate. Pe măsură ce numărătoarea inversă până la lansarea produsului continuă, entuziasmul și așteptarea par să crească. Cu atât de puține informații disponibile, este dificil de prezis cum va arăta produsul final sau cum va funcționa. Cu toate acestea, un lucru este cert, compania din spatele acestuia are un istoric în ceea ce privește furnizarea de tehnologii inovatoare și de ultimă oră care schimbă jocul. Fie că este vorba de un nou smartphone, de un dispozitiv inteligent pentru casă sau de ceva cu totul altceva, produsul va face cu siguranță senzație când va ajunge în sfârșit pe piață. Deocamdată, tot ce putem face este să așteptăm cu sufletul la gură și să ne întrebăm ce caracteristici și capacități noi și incredibile va aduce pe masă.